Bună seara, bine v-am găsit într-un nou episod de podcast. Astăzi îl avem invitat pe prietenașul drag șef Florin Dumitrescu. Eu zic să nu schimbați postul, să nu schimbați canalul de YouTube, pentru că s-au discutat niște lucruri extraordinare, cum au început, cum i-a schimbat televiziunea viața, ce înseamnă gust, ce înseamnă amintiri din copilărie raportate la gust, ce înseamnă restaurante cu stele Michelin, ce înseamnă povestea unei mâncări și așa mai departe, foarte tare. Eu vă recomand să vă uitați până la sfârșit, până la ultima secundă, pentru că a fost un podcast plin de energie și dacă vorbim de energie, vreau să mulțumesc prietenașilor de la Rockstar care s-au alăturat și ei acestui proiect și susțin energia frumoasă din acest platou, să-și potrivesc foarte frumos cu decorul și cu culoarea și la fix. În același timp vreau să mulțumesc, acum este momentul sponsorului, vreau să mulțumesc Beciul Domnesc, domnul Beciul Domnesc, domnișoara Rosé Verité, v-am mai povestit despre vinul ăsta, este un vin foarte tineresc, foarte prietenos și pus pe distracții, exact ce ne caracterizează pe noi, pe mine, atât pe mine cât și pe invitații pe care i-am aici, și cam atât. Haidei să dăm drumul la episod. Mamă, dar ce frumos ești. Cel mai frumos. Ai mai fost la podcasturi? Am fost săptămâna trecută la Buhnici. Așa. Și am dat nasă nas cu Morar, care și el mă invitase. Și a fost super ciudat asta. Vezi că știi că trebuie să vorbești în el. Da, mă, știu, am învățat asta. Așa. Aici e. Ai și gura așa, frumoasă. Gura mare, nu? Am gura, frumoasă, da. Bă! Da, ce... s-audi gura bine la tine, da? Așa. Am fost la Buhnici. La podcast și am uitat să-i zic, bă, hai să vedem când îl postezi tu, că trebuie să mă și la Speak și diseară mă duc la Delhi, la Window Shopping. Deodată ai dat drumul. Păi la... nu, dar știi care a fost chestia? Am tot zis nu, de fiecare dată. Da. Ai văzut, bă, da. nu pot, filmez, nu pot, nu vreau. Și când am zis, ok, hai că mă duc la unul, nu puteam de rușine, știi, acum trebuie să... Vezi? Și eu cum fac? Să... Acum... Când îl dă Buhnici? Nu știu, să-l sunăm. Să-l dăm pe ăsta înainte. Nu știu. Eu mă întreb. Bă, cu greu, deci cu greu s-a întâmplat acest podcast. Păi stai, de drumul deja? Da. A. Cu greu s-a întâmplat acest podcast. Tot optez? Da. Deci, l-am sunat pe Florin în iulie. Dar nu trecut vorbim de podcast. În iulie, da. 2021. Și de atunci mă păcălești? Da. Da. Extraordinar. Nu, într-adevăr, cred că ești ocupat. Bă, da, crezi. Da. Cred. E bine că tu crezi. A, deci tu m-ai păcălit, de fapt. Nu te-am păcălit, mă, ți-a arătat agenda ce ești nebun. Am, uite, na, yeah. Stai așa. De ce te tești? Uite-te ce e aici. Păi da, că ți-o arăt și eu pe a mea. Ai început filmările? Da, uite. Roșu. Alea cu roșu-s filmările? Da. Vezi? Nu mai bani. Păi, tu vorbești, mă. Ce eu vorbesc? Tu câți bani ai băgat aici? Am băgat. Păi ce? Păi da, eu am băgat în ideea să fac. Păi și faci? Fiu autonom. Păi fac, da, să atunci fac bani. Atunci e ok. Cum merg filmările? Băi, merg bine filmările. Filmările întotdeauna merg bine. Adică noi păi acum... nu te plângi într-una, că nu mai... acum e mai lejer, da? E mai lejer, că ai luni, marți, miercuri filmăm la șefi. Așa. Joi, vineri... adiacente din astea. Te sună Speak. E prima săptămână când am dat drumul la podcasteri. Bă, azi e joi. Ah, tu ieri ai avut filmare. Da. Ah, vezi. Da. Și am avut și probleme cu centrala acasă. Stai pe telefoane cu aia, cu aia, cu aia. Au schimbat ăștia gazul în București. Cum au schimbat gazul? L-au dus pe ăla din altă parte? Au amestecat gazul românesc cu gazul rusesc. Ce, Doamne iartă-mă, mai avem și noi? Și au căzut centrala. Păi nu că mi-a căzut centrala. Centrala foarte deșteaptă. Ai zis, bă, nu e calitatea gazului care trebuie. A, da? Da, și de-aia n-a vrut să pornească. Și n-a vrut, zis, nu vreau că fac poc. A, okay. Și am sunat băieții și de la... Și ce ai făcut? Au venit ea de la centrală, au luat-o, au curățat-o bine, nu știu ce, și au dat un restart. Și a recunoscut gazul ca fiind un gaz nou. Adică a uitat ce a avut până acum. A, nu știam asta. Da, 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 da. Vezi? Da, centrala dacă e deșteaptă e... Da, și dai niște... Da. Păi nu, da. Când îmi faci o casă, trebuie să știi în ce investești. Dacă investești în canapele și în... A, păi nu, în canapea, în WC-ul și în pat, merită investit. Da, dar dacă investești în pietre...
prețioase, da, semi-prețioase și lustre și nu știu ce. Te prinde frigul când schimbă băieții. Exact, exact. Bă, deci fii atent, eu vreau să vorbim despre cum ai început tu. Ce? Și toată cariera ta, așa, unu, așa. Zi-mi ce ai vorbit la Buhnici. Tot asta? Da, nu mai știu, cred că tot în zona asta am fost. Noi am avut niște discuții mișto la un moment dat și pe alea vreau să le facem. Acolo mergem. Uite, discuțiile alea mișto nu cred că le-am avut cu George. Am avut discuții despre... Nu, a fost mișto, foarte mișto experiența. Dar n-a fost despre aia, știi? Tot în zona asta s-a dus, tot în zona mâncării. Dar e foarte mișto. Dacă vreți să mă vedeți la podcastul lui George Buhnici, dați un... Vezi? Vezi? S-a întâmplat? Da. Da. O picat, lasă cinefoiul, lasă-l, dă-l încolo. Avem un flare, uite, vezi, pe cadrul general. Așa. Ai, de a, nu știu, ai, bă, că tu ești sus. Nebun cu asta, nu înțeleg. Vezi, e mai luminat. Și centru. Care e problema? Ei, trebuie să-i pui un cinefoi din ăla, de la lumina asta. Lasă-mă că abia o căzut, dă-l încolo. Păi nu, să vedem care e diferența, dacă se face vreo diferență, că ați luat o razna, băi, ești diopie acum. Da, bă, păi, dar trebuie să fac și astea. Doamne ferește. Și vezi, asta are o rochiță deasupra. Așa. Ca să nu, că fiind bilă. Oamenii nu văd asta. Oamenii nu văd, mă rog, aici deasupra noastră e o bilă. Și o asta bilă... dacă ridici rochia asta, chiar așa se cheamă scăr. Așa. Să-mi face lumină peste tot și eu nu vreau. Eu vreau să o direcționez către tine și către mine. Am înțeles. Da. Așa. Dar tu de meserie nu ești, mă, cântăreț? Ba da, dacă îmi place treaba asta așa mult ce vrei. Vezi, eu de-aia n-am content de calitate. Cum n-ai content? Făcut de mine, cu telefonul. Că nu știu să pun lumină. Păi da, nici nu te-a interesat. Pe mine, eu am început, programul de muzică se aseamănă foarte mult cu programul de editare video. Ok. Și de asta am o pasionat. Că eu cum tai sample-urile, cum tai muzica, da? Așa tai și video. Ok. Și zic, deci cum e la mine, cum tai ceapa, tai și... Da, da, cumva e tot în zona culinară. La mine e unul video, unul audio, dar merg împreună. Păi merg. Știi? Mixology și gastronomia, vezi? Am înțeles. Ai. Și de asta m-a pasionat pe mine. Astea. Deci te-a pasionat să pui lumini. Da, și îmi place, nu vezi, totul e simetric, totul e... Da, aici, îmi place peretele asta, e genial. Și felul în care se duce lumina dintr-un... Da, dar nu e colorat peretele, e fix din lumină efectul ăsta, nu? Da, mă, da, nu-i... Stai. Da, mă, e lumină. Din astea am avut eu pe casă. Că astea sunt aplicii exterioare. Am înțeles. Da, băiat deștept le-ai pus aici, foarte drăguț. Da. Și e mișto cum se întretaie după aia cu celelalte. Da, adică are o... Arată bine. Arată bine, inițial am crezut că ai pus o gresie mai interesantă pe perete, vorbesc serios. După aia, jur. Doamne. Deci tu ai fi pus gresie. De asta nu ți-e să ții, bosule. Păi nu bosule, numai că eu când am văzut prima oară, când am văzut primul podcast la tine făcut aici, da, nu mai știu cu cine ai făcut, am văzut imagine. Și am zis, bă, ăsta și-a pus gresie din aia și mai cărăt și-a pus-o în... Dar nu. Dar nu, am văzut la Ping odată, mă, când ați lucrat aici să-l faceți și am văzut că puneați asta și făceați testele de lumină. Da. Da, aia e mișto, foarte tare. Felicitări. Te bagi și la proiecte de design interior acum, dacă tot faci? Aș putea. Ai putea să te bagi. Da. Că-s chiar următorul pe care îl fac. Ce, a face alt studio de podcast? Navă. Dar nu neapărat de podcast. Navă. Am niște idei de... Băi, șmecheria cu banii ăștia e... Tu vrei să plimbi banii, adică tu nu vrei să-i ții. Vreau și să țin, dar vreau să mă și folosesc din, mă, că ajung la 50 de ani, 60 de ani și zic... Și nu mai ai nimic. Nu că n-am nimic, dar zic... Ai 300 de ori de podcast făcute. Da, dar n-am... Dacă nu fac acum, când să fac? Dacă nu mă duc cu ei în... Păi nu, dar na, vacanțe, chestii. Păi lasă, că vacanțe le facem. Cum te înțelegi, mă, cu ăsta? Foarte bine. Băi, m-am enervat maxim cu el. De ce? Mi-a făcut rană la mână. Nu există, ai avut tu ceva? Nu, deci mi-a făcut... Eu, din august, da? De când ne-am luat atunci, și... amândoi. Mi-a venit, prim. Nu am dat-o jos. Niciodată. N-am avut o zi fără să nu fi purtat asta. Și ai făcut duș cu ea? Da. Mi-a făcut rană. Nu știu de ce. Înseamnă că aveam prea strânsă. Ori că o aveai tu prea strânsă, ori ai avut tu ceva. Dar eu am mai întrebat oameni care și nu mă deranjează. Le-am scris alora de la zi la asistență și mi-au zis, bă, dă-o jos o perioadă și nu mai strânge atât de tare. Și într-adevăr, la mine era strânsă tare, că acum și-a revenit mâna. Nu mai am problema asta, dar nu mai fac duș cu ea. Eu fac, bă, duș, nu am treabă. Nu fac, dar nu fac când am bateria, că bateria nu e waterproof. Ba da. Nu e. Asta nu, ba da, asta ba nu. Da, asta aia nu e waterproof. Da.
Vezi? Vezi? Deci noi l-am dat la șef, nu știu dacă ați văzut șef la Cuțiti sau speak la Cuțiti. Așa. Am avut o discuție, ceva extraordinar. Despre mâncare. Despre mâncare și de fapt am pătruns mai în amănunt. În creație. În creație, da. Și în chestiile astea de gust, care țin de gust și de, de mental. Cum asociezi mental anumite gusturi și anumite mâncări. Bă, și fii atent, după asta, după ce mi-ai povestit tu, pe unde am mai mâncat sau mâncări normale care mi-i plăceau, zic, ia uite mă, e și moale și ești crocant, e și dulce, e și sărat. Bă, ești prost. Bă, și găseam în... Ai început să-ți dai seama. Am început să-mi dau seama. Da. Mi se pare ceva extraordinar. Da, ca în Matrix. În momentul în care realizezi că tot e... Deci e o știință? E o știință. Da. Bucătăria e știință, numai că e o artă să combini toate aceste chestii ca... Păi, dar Scălătescu zice că e matematică, că e chimie. E chimie, e matematică, e tot ce zice Scălătescu are dreptate. Bucătăria este muncă, bucătăria este știință, bucătăria devine artă... Când? În momentul în care tu îți propui din start ca rezultatul pe care îl obții să fie ăla. Știi? Adică în momentul în care ești atât de deștept și atât de șmecher încât să zici de la bun început, eu aș vrea să bag în gură o tartă făcută dintr-un geleu mai care să se topească pe limbă în momentul în care ajunge în contact cu saliva și să fie nu știu cum și la interior să aibă un gust ăla cu ăla cu ăla. Să mă trimită într-o zonă, știi? Și tu faci toate încercările alea până ție să ce ai în cap. Exact! Pentru că, de fapt, uite, eu am avut, pe cel mai bun exemplu a fost în 2010. Eu am visat, efectiv am visat că mănânc un antricot de vită cu un sos de ceapă, jur. Deci nimic mai mult, pe un antricot de vită cu sos de ceapă. Am găsit antricotul. În perioada aia, în 2010, nu prea era așa la mare modă cum e astăzi, ribeye steakhouse-urile, știi, așa. Majoritatea mâncau muș de vită. Așa. Majoritatea mâncau, hai să zicem, T-bone? Nu. În zona de T-bone la Crăciunile scumpe, dar nu era ăla cel mai bun. Erau puține restaurante care aduceau carne bună. Da. Și ribeye-ul era mai pentru cunoscători, așa. Știi? Și am visat eu într-o noapte că mâncam ribeye-ul ăsta. Ceapă multă. Și exact ce nu-mi place mie ceapă. Da. Dar era cu arpagic. Așa. Și am plecat să caut arpagic. Și am luat-o pe jos, lucram la escargo pe toamne 101. Am luat-o pe jos, nu aveam permis, Tu abia ți-ai luat permisul. Dar abia mi-am luat permisul în august acum, în 2021. Așa. Așa, ai văzut ce tigaie am. Da. Așa. Și am luat-o pe jos, din toamne 101 până la piața la Obor. Am căutat la piața la Obor arpagic, n-am găsit. Am luat-o pe jos după aia de la piața la Obor. De la piața Obor am mers pe jos până la piața Florească. Stăteai unde stai acum? Nu, lucram. Lucrai. Lucram în toamnei cu Eminescu, cu Dacia. Stăteam pe Dacia cu Eminescu. Și am luat-o pe jos, frate. Am plecat de la Obor. Deci, practic, am plecat de la toamnei până... Din toamnei, Obor, Floreasca, Dorobanți. Dorobanți 1 mai, totul pe jos. Și am mers pe jos, efectiv, m-am plimbat. După arpagic. După arpagic. Și tot drumul ăsta am cântat, jur, nu te mint, am cântat pe tot drumul ăsta, am cântat I Want to Break Free. I Want to Break Free. Doar atât, știi? Că doar atât știam. I Want to Break Free. Atât știam și atât cântam. Și, na, repetitiv, vorbeam cu Cristina la telefon, că eram în perioada de tatonări, ne cunoșteam atunci. Vorbeam Cristina la telefon, închideam telefonul, cântam mai multe break free și mergeam pe stradă de nebun. Arpagic n-am găsit până în ultima locație, până la piața la 1 mai. La piața la 1 mai am mers la doamna Nicoleta, mi-a dat doamna Nicoleta un sac de arpagic, mi-a luat arpagic, m-am urcat în taxi. Ce melodie cânta în taxi? I want to exact. Bă, mi-a căzut fața, am rămas șocat. Și am zis, bă, e bine, am ajuns cu arpagic înapoi, am început să curăț eu la arpagic și mi-am făcut antricotul ăsta cu arpagic prăjit în zahăr, cu unt, cu cimbru, stins cu vin roșu, lăsat să fiarbă și pus demi-glas după aia la final de tot și lăsat acolo un sos. Bă, mi-a plăcut, de-am înnebunit. Am scos la vânzare în meniu, că aveam acolo meniu pe tablă. Am scos la vânzare antricotul cu... A rupt, demență, nebunie, totul. Până a venit un bucătar și mi zice, bă, da, tu știi că ce ai făcut tu se numește sos Bercy. Și eu zic, cum adică sos Bercy? Da, e un sos franțuzesc, se face cu vin roșu, sos Bercy ruj sau sos Bercy blanc, care e pentru pește. Cu vin alb.
Îmi spuneam cât de tare, ce am visat treaba asta. E, momentul ăla, eu mi-am setat o de asta de gust, o zi, un standard de gust. Pentru mine anticotul trebuie să fie acoperit de sos, cu multă ceapă, știi, adică mi-am setat treaba asta. Așa. În momentul în care am început să mai descoper alte sosuri, alte gusturi, alte combinații, alte nu știu ce, tot de la ăsta plecam. Înțelegi? Okay. Adică tot de la anticotul ăla plecam. E rețeta mamă. Și zici, bă, aș vrea să fie ca ăla, doar că să aibă ceva în plus, sau, știi? Păi și cum îți dai tu seama de mine? Bă, mie asta mi se pare fascinant. Tu știi că dacă pui do, re, mi, fa, sol, la, si, do, da, într-o anumită ordine, da, îți iese o gamă, îți iese o niște armonii, niște așa. Ei, eu știu că dacă pun usturoi cu ceapă, unt și vin, știu că îmi iese ceva. Dacă mai adaug extra, nu știu, fenicul, știu că fenicul îmi adaugă la combinația respectivă o aromă. Dacă pun cartofi zdrobit, mi adaugă o textură. Dacă pun, știi? Și ajungi în toată povestea asta, că tu trebuie să le știi pe astea în cap. Cum baza cumva, baza. De acolo te joci. Exact, pentru că tu bucătăria, dacă ajungi să o împarți în culori, gust, texturi, așa, și scoți maxim tot ce poți din ele, tu în momentul ăla reușești să-ți creezi exact cum creezi o melodie, așa, poți să ajungi să creezi un mesaj culinar, un gust, prin împărțirea gusturilor. Ai sărat, acru, dulce, amar, dulce. Atât? Atât, sărat, acru, amar, da, dulce. Da, ăla, umami ăla? Poate fi și umami, numai că umami vine prin, în urma unor fermentări, în urma unor procede din astea, maturare, bla, bla, bla. Și ce gust e ăla? Umami e apropiat de gustul maternic. Parmezanul este umami. Alga este umami. Înțelege? Da? O combinație din asta de mai multe gusturi, cumva care cuprinde sărat, acru, amar, toate gusturile, sau e ceva ce nu poți să cuprinzi într-unul dintre acele gusturi de bază. Și umami de regulă se găsește în laptele matern, în alge, în parmezan, în brânză maturată, în general, în miso, în chestii fermentate. Promovarea gustului umami pornește mai mult de la japonezi. Japonezii au mers foarte mult pe zona asta, ei căutând ca fiecare fel de mâncare a lor să fie în zona umami. De-aia mâncarea japoneză este un pic diferită ca gust și ca bază tehnică de toate mâncărurile de pe la noi. Știi să faci mâncare japoneză? Băi, spre rușinea mea, nu știu să fac mâncare japoneză la nivelul la care mi-aș dori. La nivelul la care ți-ai dori? Păi nu, mă, că așa, hai să zici că un miso ți-l scot sau un ramen sau... Dar mâncarea japoneză, spre deosebire de mâncarea occidentală, chiar și de mâncarea chinezească, în mâncarea japoneză e o inițiere. Adică tu degeaba zici, bă, eu sunt bucătar de 20 de ani. Ok, ce treabă ai tu în bucătărie, de fapt? La ei, bucătăria este împărțită mai mult pe zona fel de mâncare. Ei se specializează în... unul face ramen, e șef pe ramen, unul e șef pe sushi, unul e șef pe... Așa, nu poate să facă... Adică nu face la nivelul la care face ramen, să facă și sushi. Exact, pentru că ei aprofundează atât de mult subiectul încât fiecare procedeu contează. Eu am încercat să-mi fac matcha la un moment dat. Nu știu ce la. Ceai, mă, ceai verde, matcha. Ceai verde, praf. Da. Matcha, dacă îl faci fără ritual, nu iese. Și ce înseamnă ritualul ăla? Ritualul înseamnă să încălzești bolul. Așa. Să înmoi pămătuful ăsta, telul de lemn. Apa să aibă exact temperatura de care ai nevoie. Să freci matcha ca pănesc, dar exact cât trebuie și să ai mișcările. Și să nu te grăbești. Vorbesc serios. Eu am zis, ba, am mare șmecherie, matcha. Și am pățit asta pe la o cârciumă. Mi-am luat și eu un matcha. Mi-am făcut ăla un matcha și mi-am dat seama, stai mă puțin, dacă pui apă fierbinte peste chestia asta și o amesteci un pic, nu e matcha. Adică nu e băubil. E nasol. În momentul în care faci toată nebunia, bă, devine ceva. Ăla. Devine matcha. Înțelegi? Și tu ai făcut asta? Da, am sărit, prima oară am sărit ritualul. Da, mă, dă-l dracu, ia un pic, pun apă, pun aia, pun amestecul și o poșircă. Nimic, bă, nimic. Și am zis, ok, hai să vedem cu ritualul. Am început, studiază ritualul, pam, 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 ce ai de făcut? Ai de încălzit aia, ai de încălzit bolul, ai de păstrat nu știu ce, ai de păstrat apă, să clătești ăla după, că după aia se strică, după aia...
Bă, da, hai că nu mai beau matcha. A ieșit, am băut de două ori matcha. Am acasă tot ce-mi trebuie pentru matcha. Și ai băut de două ori? De două ori mi l-am tu făcut. Tu cafeaua acasă ți-o faci la espresor din ăsta? Sau nu, la... nu, am, aparat espresor. Așa. Pentru mine cafea e foarte importantă. Cafeaua e cea mai importantă. Vrei să fac o cafea? Dacă ai o cafea bună. De asta, basic. E la... să macine și să așa. Păi da, da, cafeaua, bobă. Ei, cafeaua e de asta, normală. N-am aici, acasă am. Ce ai mă acasă? Am asta, am meu alea de Etiopia. Toate... A, bei Etiopia? Da. Da. Eu nu beau Etiopia. De deloc. Ce? E limonadă, e cafea acră. Nu pot să beau cafea acră. Dar e bună, mă, dacă e puțină, că nici... Păi, da, nu cred, poți bei mult. Eu te cred, dar nu e. Cafea antimahmurală, uite. Remediu antimahmurală, când eram bucătar, lucram la un moment dat cu un barman alcoolic. Ăla își punea în cafea și torcea lămâie. Așa. Dar nu, asta nu-i, nu-i e același. E identic, jur de nu, nu e identic. Nu, deci nu dacă e. Bagi într-o cafea din asta italienească, storci lămâie, este Etiopia. Deci din punctul meu de vedere, na, nu. Eu nu pot să, la Fratellini nu beau cafea, de exemplu. Nu? Nu. De ce? Nu, pentru că e cafea din asta acră. Eu dacă mă la Fratellini și mănânc ceva cu nevastă mai acolo, mi-au un ceai. Ceai verde cu iasomie. Ai băut cafea din asta, din luac? Nu. Coffee luac. Da. Dar nu copii, mă, copii, când zic ei, e coffee. Dar e... Copii luac. Copii, da? Ei F-ul zic P. Ah, okay. Și coffee, luac, coffee. Ah, okay. Dar nu-i, nu-i copii, copii, da, nu știu. Așa zic ei, copii, da, okay. Luac copii. Uite că o să-ți aduc. Nu vreau. De ce? Aș vrea să beau acolo. Na, păi de acolo e luată. Păi da, da, făcută de ăia. Tocmai ți-am zis acum, matcha, dacă nu-l faci când trebuie, e o pășir, că zăsa. Păi dau eu, vezi că în aventura, îmi arată, îmi face băiatul ăla, de câte ori se toarnă apa, de 4 ori, prima oară pentru gaze, prima oară pentru amăreală, să-i scoți, adică... Da, am arată tot, tot și procesul. Și e mișto cafea? Bă, da, bine, are gust de? Exact de cum făceau mamele noastre când eram mici, cafea. Cafea la ibric. La ibric. Ok. A, ăla-i gustul. Foarte intens, bun. Da. Dar nu-i gen Etiopia sau din astea. Urmă, ce Etiopia, te rog eu. Mă rog. Deci Etiopia cum se cheamă cafeaua? Arabica. E Arabica. Păi da, ăla e bobu. Da, e, da. Și i-am întrebat cum ați ajuns la treaba asta. Ca să vezi. Pisicuța, păi, mai păi muțică, nu. De fapt. Nemții când au venit acolo. Așa. Ei au venit și au cultivat cafea. Okay. Iar localnicii n-aveau voie să mănânce cafeaua aia, să o bea. Da. Ei... Și tot ce făceau ăia, nemții luau și exportau. Ok. Și zic, ok, și cum ați mâncat de la animalul ăla? Că ea era făcută normal. Da. Păi animalele veneau și mâncau și făceau caca. Ah, da, au ajuns ei să bea cafeaua, da, asta, și n-aveau și, voie. Și localnicii atunci... când au văzut boabele de cafea din excrementele de animăluț, au zis, bă, pe asta nu mai e nimeni, la că o bem noi. Și așa au ajuns. Ok. Și aia de fapt ce face? Sistemul de... digestiv al animalului, da, îi enzime, scoate da. Tăria și aciditatea și nu știu ce e, okay. Și e mult mai plăcută. Da, okay. Dar mă rog, nu-i scârboasă. Dar mă înțeleg că știu că trece prin anumite procese. Da, e clar. Se prăjește după, da, să da, are o poșghiță așa, bobul de cafea, în care, deci n-ai treabă, nu. Da, mă, și... nu, pot să înțeleg asta. Singura problemă e cu... Eu abia acum înțeleg că ei au luat treaba asta și au dus-o la nivel... Acum știi că o consideră toată lumea, o consideră e topul cafelei. Da, e și așa. Foarte scump. Dar mi-a zis și de la ce? Acolo s-a filmat The Bucket List, da. Filmul. Da, și da, pe Bucket List era această era cafea. Cafeaua, și a zis, da. După acest film a explodat totul. Da. Și eu am luat de acolo multă cafea, pentru că acolo era... Și acolo era scumpuță, dar nu ca la noi, nu adică era noi. De trei ori mai jos da, ca da, preț. Da, da. Zic, bă, să am, nu știu, mai fac un cadou. De asta nu. Aici n-am, ei. Păi asta e așa, okay. Când e ziua ta? 1 august. Ți-o dau de ziua ta, un din aia. Adică ți-o dau acum, dar cadou. Eu la cafea sunt pretențios. Ei, dar asta măcar să o încerci. O încerc, de încercat o încerc. I-am dus lui Morar. Da? El mai băuse. Nu, eu la cafea sunt conservator, spun sincer. Eu am un brand de cafea pe care îl beau din 2007 încoace. Același. Nu schimb. Mie nu-mi place. Pentru că are exact tăria de care am nevoie. E o cafea foarte ai tare. Ai mai încercat altele am și nu ți-o plăcut? O grămadă, îți dai seama. Cream că nici n-ai vrut să mai încerci. Nu, nu, nu. Tot încerc să găsesc alte variante, știi? Problema e că cafeaua asta are gustul perfect de cafea pentru mine. Mie îmi place cafeaua italienească. Mie îmi place espresso italienesc. Ciocolătos, amărui, deloc acru.
Și mie îmi place amărea la cafele. Îmi place gustul ăla de ciocolată, da, carameloasă, da, 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 așa, știi? E un espresso pe care, în momentul în care îl fac, îmi fac dimineața un espresso dublu, cană mare, espresso dublu, rămâne cremă pe... Rămâne, da, crema ca lumea pe cană. Espressorul mă ajută să-mi iasă o cafea foarte bună. La câți bar din aia? Nu, că nu presiune. E, mă, e un espressor normal. Apeși pe buton, își râșnește și scoate. Okay. Eu am fost la niște băieți de ăștia profesioniști. Nu profesioniști, ai care erau, da, mă, super pasionați de așa, da, mă, ceva. Da, nu-mi permit să fac treaba aia, pentru că eu dimineața nu sunt un om foarte activ la primele minute. Da, așa, am văzut, zic, bă, Ari... râșniță separată, da, da, cu ăla, da, la gramaj și în funcție de presiunii, de barii, da, ăia, da, 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 îți iese anul. Da, numai că nici problem... eu nu fac așa. Eu, da, am, da, problema... cu display, cu touchscreen. Păi exact. Dar problema e că în momentul în care eu un espresor de genul ăla, un espresor mecanic, aviz oamenilor care chiar își doresc un espresor, da, mecanic, trebuie să știe, espresorul până nu ajunge în temperatura necesară să facă o cafea bună, nu face cafea bună. Până nu ajunge în presiunea necesară să, da, facă o cafea bună, el nu face o cafea bună. Noi la Cârcium, de exemplu... Cum zice el Cârcium? Da, așa, da, la restaurante... Da, zic, Cârcium și mie îmi place. Da, noi așa, la restaurante, dimineața, espresorul se pregătește pentru service făcând cafele pe care le arunci. Nu știam. Da, pentru deci că primele... Da, primele cafele sunt nimic. Adică, okay, nu se pot bea. Vezi? Espresorul mecanic, asta se întâmplă cu el. Și eu am învățat în Italia o chestie: nu bea niciodată cafea la restaurant. Intră la cafenea. Încă restaurantul nu poate să facă numărul de cafele necesare ca o cafea să fie bună. Dar cafeneaua de lângă face doar asta. Face doar cafea, frate. Și în momentul în care ajungi la o cafenea oriunde în Italia, dacă te duci la o cafenea unde sunt oameni, la ora 10 dimineața îi iau cel puțin 500 de cafele făcute până la ora aia. Cel puțin. Și în momentul în care te duci acolo și zici vrei un espresso, bă, e cana la... e fierbinte, espresso e ce trebuie. Vezi? Aia e șmecheria. Și cafeaua pentru mine, da, beau de complezență, așa, iau o gură, o las acolo, e în regulă, dacă nu-mi place, știi? Și am învățat, sunt locuri în București unde eu nu beau cafea. Prefer... Le-ai testat? Da, și pentru că au cafeaua aia, știi, bă, departe de mine, oricine are plăcerea să bea genul ăla de cafea, să o bea, frate, n-am, e, na. Nu e cafea pentru mine, aia nu e pentru mine. Nu. Dar vezi, mă, uite, vezi, faptul că tu ești, stai așa cu gusturile, ești în, da, domeniul ăsta, reprezintă și o problemă. Că, da, tu mai găsești, tu presupun că găsești foarte puține locuri unde să mănânci bine. Pentru că eu am mai fost în niște locuri, nu mai știu cum se cheamă restaurantele și tot îți trimiteam poză. Ia uite, mă, fine mea, dining, ia uite, ce nu știu era ce. Ăla, mă, băi, uite, nu știu ce. Vezi că ăla n-are voie să stea așa, pești cu textură. Și eu zic, bă, să comport ăștia aici, e ceva extraordinar. Da, țin minte și acum, știi, mi-ai dat mesajul. Și eram fiert, zic, da, mamă, cum e, da, ce e, mai? Bă, la gust era bun, da, da, după gusturile mele. Da, mă, te cred, dar nu era la nivelul la care un fly, știi? Adică, mamă, sunt la fine dining, ia uite cum mi-a venit, ce e? Nu mai am poza, mi-am schimbat telefonul. Dar era... Nu era ce... Adică era... mediocru. Deci tu ai... Cât ai... Poți număra rapid degetele de la o mână locurile din București unde mănânci bine? Mănânci bine în foarte multe locuri în București. Îți spun sincer, Bucureștiu, spre deosebire de alte orașe din România, are foarte multe restaurante. Da. Bă, multe. Sunt multe care nu sunt ce trebuie, clar, dar sunt câteva care sunt foarte, foarte bune și se mănâncă foarte din bine. Șefi români sau de afară? Șef români. Ah, okay. Și șef de afară, clar, da. Și români. Mă, dar tu de ce nu ai plecat afară? Eu am stat afară mult timp. Am stat afară vreo 4 ani înainte de această nebunie cu televiziunea. Ia, zi-mi și cum ai ajuns tu în televiziune? Aoleu. Deci, stai un pic. Tu ai lucrat în restaurant, ai început să lucrezi? Eu am început să lucrez din 2002 în Cârciumi. Ca ce? Ajutor de bucătar. Spălam cartofi, curățam morcovi, mă ocupam. Ce-i drept, după primele 3 luni am început să mă ocup de garnituri. Adică eu n-am început să spăl vase. Eu am început să spăl legume. Ah, ok. Spălam legume, curățam legume, le dădeam la gata cumva. Spălam faianță, spălam grătarul, spălam hota, curățenie în bucătărie, chestii de genul ăsta, așa. Dar mă ocupam de legume, de toate legumele pentru secții.
salată spălată, ceapă curățată. Și era un restaurant de renume sau? Cel mai șmecher restaurant care a fost vreodată în România. Cum se cheamă? Restaurantul La Provence. La Provence? Da, La Provence. A fost în 2000... Ei, nu l-am prins eu. Nu l-ai aici prins. Din 2007 și oricum n-aveam eu bani. Era deschis 2007, încă era, mi se pare. În 2001 s-a deschis, în 2004 s-a stricat. De ce? Pentru că a plecat șeful bucătar de acolo, ei au început să facă foarte multe evenimente și au început să nu se mai ocupe de a la carte. Ah, ok. Fiind foarte multe evenimente în spațiul respectiv, se păstra calitatea, însă nu mai aveai clientul a la carte, știi? Da, unde da. Să-ți ducă prestigiul mai departe. Și la noi la Cârciumă, uite, să-l întreb pe Alex. El sigur a mâncat acolo, că tai că sunt mâncat des acolo. Era singura cârciumă din București unde aveam creveți vii, langustine vii, roată de parmezan întreagă, asta în 2002. Rockford, nu gorgonzola, nu Blue Danish Blue, Rockford adevărat, muș de vită superb, meniu cu foie gras, cu figuri. Adică noi în 2001 nu o să o iau niciodată. Eu aveam salariu 3.100.000 de dolari la cursul restaurantului. 3.100.000 erau 100 de dolari? Erau 3.300.000 erau 100 de dolari în perioada aia. Și atât aveai pe lună? Aveam, asta era salariul meu. Bun, cred că bun, nu? Nu știu. La 14 ani jumate, da, era bine. Dar cum ai ajuns tu acolo? Vreau să mă angajez, vreau să plec la mare. Asta am tot zis-o mereu. Vreau să plec la mare, vreau să mă angajez, să plec la mare. Și n-am vrut să iau bani de la taică mea. Și într-o dimineață i-am zis eu, băi, el mi-a zis de fapt, băi, gândește-te foarte bine ce vrei să te faci când o să fii mare. Și eu plictisit, eram băieții din cartier, mi-a dat taică-mi temă de gândire, am rămas acasă, n-am mai ieșit pe afară. Și începuse vacanța de vară și mă uitam la televizor, plictisit pe canapea și era un post de televiziune care încă există, italienesc, Alice TV, era un post de enogastronomie. Vinuri, mâncare, restaurante, review-uri, agricultură. Erau multe adunate despre bucătăria italiană. Păi și era acolo un bucătăraș îmbrăcat în alb, chelios, mâinile foarte curate. El a făcut o jumătate de oră a durat emisiunea respectivă. El a făcut un spanac, un piure de spanac cu o carne și a montat-o frumos într-o farfurie cu un sos de jur împrejur. Când ai văzut? Când am văzut, eu am zis, băi, vreau să mă... Ca ăsta vreau să fiu. Gat. De asta vreau să mă doar fac. Când ai chelii. Așa. Băi, da, numai că eu în momentul ăla stau și mă gândesc, bă, eu atunci ce mi-am dorit să fiu? Mi-am dorit să fiu bucătar sau bucătar la televizor? A, bun. Înțelegi? Că eu cumva mi-am propus, vreau ca ăla, vreau aia să fac. Și am ajuns aici, în situația asta, cu bucătăria la televizor. Noi bucătari la televizor s-a întâmplat în 2011, da, în 2011 în mai. Acum 11 ani? Acum 11 ani. Fix, acum și mai. Fix acum 11 ani, pentru că fix acum 10 ani, suntem în cât? 31 martie, deja aveam 10 zile la televizor. Acum 10 ani a fost prima difuzare. 20 martie. Păi, ok, da, stai, și cum te-au găsit? Păi zic acum. Eu lucram la... lucram unde, domnule, iartă-mă, lucram? Păi ai zis că ai fost afară, păi te-au luat de afară? Nu, în 2010 deja eram acasă, am cunoscut-o pe Cristina, am lucrat o perioadă la Oradea, m-am întors în București și mă sunase un prieten, Alex Neumann, care e mare, bucătar foarte mare, consultant bun de tot, a deschis multe cărciuni bune prin țară. Mă sunase ăsta să merg să-l ajut că avea probleme la 18 Lounge, avea nevoie de un băiat care să-l ajute să 18 fie... 18 Lounge, e la de sus de acolo? Și acum mai e, cred că. Da. Avea nevoie de un bucătar, un șef de tură cumva, să-i țină service. Și am zis, ok, hai că vin eu la tine până când îmi găsesc altceva. M-am dus la el, noi prieteni, cum să zic, am lucrat prima oară cu băiatul ăsta în 2004, în Spago, în Studio Cafe, am lucrat undeva cu el. Așa. Bref, e ok. Shooters. Omul era foarte bun pe zona asta de consultanță. El a lucrat cu Iosif Ștefănescu, știi pe Iosif de la Osho? Au lucrat la Sofitel în prima gașcă. Cei mai buni bucătari au plecat din Sofitel, în principiu. Serios? Da, cea mai bună gașcă de bucătari din România a plecat cumva din Sofitel.
Au lucrat cu Jean-Luc, un dintre primii francezi care au venit pe aici după Revoluție, și a făcut o brigadă foarte bună. Așa. Și am lucrat cu băiatul ăsta, cu Neumann. Și eram cumva mâna lui dreaptă acolo. Eram sub șeful lui, să zicem. El era executiv, eu eram șef de tură. Și pe el îl chemase doamna Pușa, îl chemase la casting pentru juriu Masterchef. În 2011. 2011. Așa. Și el a zis așa, bă, el nu e genul de bucătar, adică nu-i place. Lui nu-i place să apară, să facă. Nu e genul lui. Zice, bă, eu nu vin. N-am eu timp de astea, dar am un băiat. Și cum? Am eu, da, un băiat. Am un băiat. Dacă vrei, uite, el cred că s-ar potrivi. Da, vedeți voi. Plus că tu oricum voiai să fii ca băiatul ăla, chel. Pe lângă asta, da, eu deja aveam, de la Escargot, aveam 3 apariții în revistă. Oh. Așa. Deja aveam rețete date la revistă. Cristina, soția, pe atunci nu era încă soția, Cristina era și ea venită cumva din domeniul ăsta high life, glossy, fiind editor, fiind scriitoare la reviste din astea de gagici. Așa. Așa, îi știa mai pe toți și îmi zice... Stai, am ajuns în altă parte. Așa, cert e că ăsta mă recomandă acolo, da? Deci Neumann mă recomandă doamna Pușa, care făcea filmări din astea pentru Acasă TV, rețete, mi se pare. Nu știu ce făcea ea, se ocupa de bucătari cumva. Și eu primesc un mail. Primeam mailul pe telefon, că aveam BlackBerry. Deci eram așa. Erai bine. Eram bine. De, ca să nu te urmărească băieții, știi, da, că ăla era... Nu știu, îmi plăcea BlackBerry. Da, și mie, aveam, mi-a plăcut mult. Băi, scriam, și aveai bila aia, mult, în mijloc. Sau nu era ăla, încă nu a apărut cu bilă, joystick-ul. Ba da. Eu pe bilă eram fi. Păi și eu n-am, numai bolduri am avut, erau, toate erau cu asta, da, da. Așa, și vine mail-ul. Și acum zic Cristinei, dar la o săptămână după ce am primit mail-ul, i-am zis, știu cum, n-am băgat în seamă, munceam și zic la un moment dat, m-am primit un mail de la o tipă, o cheamă Andreea Godeanu și vrea să mă invite la un casting. Și nu știu cine, doamne iartă-mă, Andreea Godeanu, eu ei, știi? Eu cred că e o glumă proastă, nu mă interesează pe mine chestii de astea. Noi aveam un plan atunci să plecăm din țară. Ah, ok. Noi vreau să plecăm în Portugalia, să ne mutăm acolo definitiv. În 2011, știi? Visul nostru era, eu îmi deschid o cărciumioară din asta cu pește proaspăt și ea își scrie cărți. În 2011. Și zice, asta la o săptămână, da? Și zice Cristina, stai mă, ți-a scris Andreea Godeanu, ți-a scris? Da. Bă, bune, și tu nu-mi spui? Adică, păi cine e, mă, Andreea Godeanu? Păi a fost producătoarea lui Teo, edita mai producătorul, da, de televiziune. Mare. Cum? Răspunde-i, sună. Și eu acum pun una pe telefon și o sun. Și zic, bună ziua, Florin Dumitrescu numele meu. Scuză-mă puțin, Florin, eu sunt la Radio 21, trebuie să-ți închid, te sun mai târziu. Și eu zic, a, mă, ți-am zis, ok, e manevră. E manevră, mă, e glumă. Cum cineva care face, că scrie acolo cu ProTV cu asta, cineva care face casting la ProTV se duce la Radio 21, nu există, că iau Pro-FM, aia, știi, eu. Da, da, da. Nu, da, mă interesează pe mine așa ceva și am plecat. Am văzut eu de treaba mea și mă sună din nou și îmi zice, te rugăm să vii până la Buftea, uite, e un casting la care am vrea să particip și tu, ne-am interesat de tine. Eu aveam cumva, lucrând în Escargot în perioada 2010, eu acolo am avut norocul de a fi lăsat liber să fac chestii și am avut o comunitate mică de oameni care erau și din zona media. Ah, ok. Știi, care veneau în locul respectiv, le plăcea, mâncau, era ok. Și păream simpatic. Și tipa, da, și tipa cumva știa chestiile astea și m-a chemat la castingul ăsta. Ne-a ținut în Buftea acolo într-o cămăruță. Dar erați toți ăștia de acum? Nu, eram, nu, a fost pe rând. Ah, ok. Eram eu, era Cristina, că a mers cu mine, Andreea și Claudiu Oprea. Și ei ce făceau? Ei pregăteau practic materiale pentru Mona. Da. Să le vadă, okay, Mona, știi? Și Mona să aleagă, mă, băi, ăsta e ok, ăsta nu e ok, ăsta nu e ok. Și acum, am zis, încercam să ne cunoaștem un pic, să mă relaxez eu, că eram, na, destul de stresărel, că nu era, da, ceva pentru prima oară să apari într-o zonă de genul ăsta. Era ciudat. Da, normal, și era cu
Emoțiile alea puternice. Da, erau niște emoții. Nu la nivelul la care, bă, mamă, ce se întâmplă acum. Și cert e că băiatul îmi zice, ăsta, Claudiu Oprea îmi zice, ok, hai să mergem să filmăm. Hai să mergem să filmăm. Mă pune într-o cameră la... Am uitat cum se numește. Acolo se făceau repetiții la Dansez pentru Tine, mi se pare. Știu unde. Așa. Știu. Era un ăsta de balet, da, așa. Da, știu. Mă pune într-o cameră, aveam o masă în față, cameră în față, îmi zice, nu te uita în cameră, te uiți la mine, ok. Cum te numești? Eu am început, na, să vorbesc despre mine. Și l-am dat, îmi pune o farfurie în față. Te rog, ce părere ai despre această farfurie? Băi, și-am desfințat farfuria în 2 minute și am râs de farfuria pentru că era, na, era pe vechi. Ceva rău. Ceva rău. După aia să-mi spună, mamă, deci nu vrei să știi cu ei desfința farfuria. E unul dintre cei mai mari șef din România. Și am zis, bă, îmi pare rău, nu... Nu e pe stilul meu. Serios, da? Da, da, nu pot să zic ție. Și nu, nu e pe stilul meu. Adică puii mei, zisa, vii cu... Bă, avea o ramură atâta de roșii sherry. Era, zicea că e un ciorchină de roșii sherry copt în mijlocul unei verze cu ceva. Că era ciudat. Deci chiar era ceva rău. Era... La gust era ok. Dar el o aflat? Nu cred. Ah, ok. Așa. Nu, nu cred. Și acum, desfințezi o farfurie respectivă, mai vorbim nu știu ce, și îi zic, Cristina, pe drum încolo, mi-a zis, băi, trebuie să ai grijă. Te rog eu, trebuie să ai grijă. Nu vorbi să... urât. Da, nu fi, adică, nu fi din cum te apucă pe tine din când în când, așa, fii drăguț, fii... Uh-huh. Și eu, da, mă, bine, ok, hai, că ajungem noi acolo, vedem cum trebuie să fiu eu, vedem, na, nu, clar. Și ai uitat. Nu, n-am uitat, am fost decent, foarte, foarte decent, foarte de bun simț, adică, na... Momentul în care am terminat toată povestea asta, am ieșit afară și am zis lui Claudiu, băi, te rog eu, orice ar fi, dă-mi un semn. Pentru că eu vreau să știu dacă rămâne povestea asta și se întâmplă ca eu să fiu printre ăștia, să știu ce am de făcut. Pentru că dacă nu, atunci ne facem bagajele și plecăm în Portugalia. Ok. Cert e că la o lună după ce se întâmplă toată povestea asta, eu uitasem. Și eram la o cârciumă, făceam meniu, era o cârciumă din asta, trebuia să o repar cumva, să fac mai bine, știi? Și îmi sună telefonul, mă sună Claudiu Oprea și îmi spune, băi Florine, cum ai vrea să fie? Și eu zic, bă Claudiule, eu am fost foarte sincer cu el atunci și am zis, bă, spun sincer, poate ar fi mai bine să nu se întâmple treaba asta, pentru că știu cum e viața mea, cum poate fi viața mea. După? Fără această okay. poveste, okay. Nu știu dacă sunt pregătit pentru așa ceva, știi? Adică nu știu în ce sens ar schimba viața mea și atunci mi-e frică de treaba necunoscut. De necunoscut. Zice, băiatul, atunci îmi pare foarte rău, o veste foarte proastă pentru tine, faci parte din juriu. Am rămas șocat. N-ai voie să spui nimănui, nici măcar părinților, poate soției, dar la fel, n-ai voie. Știi, e important să... Da. Ce mă, însă acasă din nevastă mea? Păi! Femeie! Sunt în juriu! A fost șocant. Chestia e că în momentul în care a început această nebunie... Așa. Eu nu o să fiu niciodată prima. Ultima ne-a sunat. A fost un eveniment din ăsta de vânzări în Buftea. Ne-am dus acolo cașcă. Ne-am întâlnit toți trei la Cătălin acasă. Deci voi nu vă cunoșteați? Eu îl știam pe Grasul, eu știam pe Cătălin cumva. El dăduse o probă de muncă într-un restaurant unde eu eram bucătar de linie înainte să plec în Italia. Aha, deci vă cunoșteați. Salut. Știam ce față are. Și de Buntea? De Buntea nu știam nimic. Nici ei nu știau nimic de mine. Eu veneam din zona asta hipsterească cumva. Băi, în momentul în care ne-am cunoscut la Scârlătescu acasă, Claudiu, a fost interesant, știi? Salut, ok. Noi urmează să fim cei mai buni prieteni. Da, cam așa s-a pus problema. A fost ciudat un pic. De cine, zi-mi acum, de cine nu-ți plăcea dintre ei doi? Nu, mi-a plăcut de amândoi. Că de obicei știi că nu... Nu. Eu am avut și în continuare am un respect deosebit pentru ei, pentru meseria pe care o au. Adică eu am fost educat în așa fel încât, bă, bucătarii, indiferent cât sunt de
mari, mici, pe parte personală. Nu știu ce, pe parte personală, indiferent cum sunt ei, în momentul în care ai un bucătar mai în vârstă lângă tine, îl respecti. Încă ai de învățat. Bine, așa e și corect. Da, și eu am întotdeauna am avut un respect pentru ei deosebit și pe mine m-a ambiționat cumva să devin eu mai bun, știi, să pot să țin pasul cu ei sau de ce nu să-i și depășesc. Și a fost o chestie din asta, foarte ambițioasă, știi, pentru ei. Bă, întâlnirea dintre noi trei a fost cum a fost. Adică, salut, ni s-a prezentat ce am avea de făcut. Întâlnirea cu Mona a fost cea mai... Nasoală? Nu nasoală, cea mai de impact. Cea mai de impact. Pentru că, bă, îți dai seama, noi eram bucătari. Veneam fiecare din zona lui de Cârciumăreală, nu aveam nicio treabă cu domeniul... Cu televiziunea cu asta. Bă, deloc. Adică, hai, mai hrăneai câte un... Câte o vedetă, câte un superstar, câte un actor, câte un dăsta, îl mai hrăneai la cărciumă, te mai prieteneai cu ei. Dar asta era tot unde... Tot contactul cu media. În momentul în care ne-am... Iarăși, pe asta nu știu niciodată, ne-am întâlnit cu Mona, ne-am întâlnit la o cafenea pe Decebal. Seară întuneric. Și apare Mona cu Ioana, Claudiu Oprea și cred că și Roxana, nu mai știu sigur, dar nu, Claudiu Oprea și Ioana sigur, 100%. Claudiu Oprea, Ioana și cu Mona apar la discuții. Eu cu Bontea și cu Scărlătescu stăteam așa. Bă, în momentul în care a intrat Mona în cameră, s-a schimbat energia camerei. Da, jur. Da, adică da. A fost tot asta de... Da, iar așa, da. Știi, instant. Un vortex. Da, a fost un vortex din ăsta da. În care, gata, nu mai e nimic important. Tabloul de pe pereți, a intrat Mona Segal în cameră. În momentul în care s-a așezat la masa noastră, și eu am lemnit. Eram, ok, bă, câtă putere emana, știi, da, și avea... Da. Și am înlemnit. Și eu din... Săruna doamnă, mulțumesc mult, adică n-am ieșit. Niciunul dintre noi trei, adică a fost un ăsta de... Un impact foarte mare pe care l-a avut asupra noastră. Și în momentul ăla, ea... fiind, având foarte mare încredere. Îți dai seama că ea ne-a văzut pe niște casete. Filmări, pe niște, da, casete. Așa și a zis, bă, cred că ăsta cu ăsta și da, cu mă, ăsta... Da, mă, nu știi că are. Ea are, da. Are. Da, da. Nu știu cum, are, nu are, înțeleg are. Cum, are. Nu, da. Nu știu cum. E, are... Bă, dar e cam... Îs puțini care să simți, să te uiți, zici... Păi asta face anumiți da, oameni să fie speciali, pentru că nu sunt mulți care să facă chestia asta. Ei, și ea în momentul în care ne-a văzut, eu nu știu, la Scărlătescu cum de-a avut flerul ăsta. Că la mine sau la Bontea mai zici, bă, ăștia sunt mai frumușei, mai nu știu ce. Bă. Da, mă, dar Scărlătescu, el are hazul lui. Da. Deși da. Ai văzut că eu de el m-am apropiat cel mai greu. Păi, la primul, da, așa. Da, da. Deși tu pari mai antisocial și ești mai antisocial decât Scărlătescu. Dar ești mai prietenos. Ești mai prieten, da. 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 E, și în momentul în care a fost toată povestea asta cu ne-a adunat pe toți trei la un loc, după aia ne-a să dăm casting pentru prezentator. Adică unul dintre noi trei să și prezinte. Noi nu știam pe ce lume trăim, noi nu știam, ne luase toți cameramanii din Buftea ne explicau: "Bă, dacă nu vedeți camera nu vă vede." Și eu acum stăteam și mă uitam unde e camera. Da. Am o cameră în spate, aia e ok, dar nu știam unde să stăm, cum să stăm. Eu când am intrat prima oară în platou la televiziune și făceau jocuri de lumini, făceau testele de lumini, ce rămâsesem, eram... Și acum mi-am păstrat entuziasmul ăsta, știi, în momentul în care văd chestii de-astea grandioase. Adică încă mă consider bucătar și deloc om de televiziune, știi, încă. Nu. No. Credem. Nu, știi, mai multe bucătării, da, clar, e normal, clar. Că ai făcut mai mult timp. Băi, și în momentul în care ne-a dus la castingul ăsta, nu știu dacă ți-a povestit Bontea? Nu. Nu știu. Deci, cu Larii Maronese, eram la Hotel Pullman, trebuia să facem castingul de prezentatori. Și intrăm pe rând. Citim de pe o foaie. La cameră. Eu nici acum nu pot să vorbesc singur cu camera. Nu poți? Nu. Adică dacă mă pui să zic un text la cameră, mi-a mult. Mult timp. Așa. Adică îl dau greu și îl dau nefiresc. Da, normal. Știi? E, dacă mă filmez într-un context de reality, nu mai am o problemă, știi? Nu mai am tracul ăsta de cameră. Și noi citim de pe ăla, fiecare, ieșim și țipă Maronese. Bă, e groasă, aduceți-l pe Fodor, să vină Fodor. Bă,
deci a fost show. Și prima zi de filmări, toți aveam emoții. Noi trei aveam emoții, producția avea emoții, toată lumea avea emoții, nu știa nimeni ce se întâmplă. Trebuia să avem un speech în fața oamenilor, în fața concurenților. Ponte a repetat într-un loc, foaia citea cu voce tare, noi aveam căști și ne auzeam unul pe altul. Și eu l-auzeam pe Ponte, mamă. Citea, mi-era greu mie să citesc partea mea, să învăț partea mea. Și ăla a fost momentul în care și-a dat seama Mona că n-am să fac ăștia. N-am cum să fac cu ăștia, n-am. Și ne-a pus prompter. Când ne-a pus și pe prompter mai. Băi, nu, pe prompter era problema. Noi nu știm, zisa, nici astăzi nu știm cu prompterul, cu astea. Și era Scărlătescu, săracul. Băi, Scărlătescu se vede pe el că era nefiresc să vorbească, știi? Când aveam de prezentat probe, noi trebuia să vorbim niște, aveam niște texte din astea date de Damian. Așa. Trebuia să le spunem. Prezentare de probe sau ce era. Băi, și la Scărlătescu se vedea cel mai era cel mai vizibil că nu e ce acolo, trebuie, da. Adică nu, și de pe prompter să citească, era complicat. Și până la urmă a zis, mână, gata, lăsați că vă citesc eu în cască. Doamne ferește că nu sunteți bun de nimic. Și ea ne citea și ne citea cu intonația. Cu intonația, da. Da, ne citea cu intonația în cască. Da, da. Ca să știm ce trebuie să spunem acolo. Casca se termina după aia. Când venea vorba de jurizare, era treaba noastră. Da. Adică ne duceam, niciodată nu s-a pus problema să zică cineva în cască, aruncă-i farfuria lui pe jos sau ia fă asta, ia. Nu, aia a fost de la noi întotdeauna. Aia a fost întotdeauna de la noi. Băi, da, prezentarea de probă era nefirească. La liber. Da, da. Înțelegi? Foarte greu. Și noi când am plecat atunci în 2014, că au plecat ei, am plecat cu ei, noi am știut, bă, noi nu avem unde să... Noi nu suntem oameni de televiziune, să știi? Mă duc în alte proiecte, să fac altceva, nu știu ce. Drept urmare, eu în 2012, după primul sezon de Masterchef, eu am refuzat un contract de la Antena 1. Venit separat. Ah, da? Da, da, da. Și i-au încercat să mă ia inițial, fără, doar eu. Am zis, mamă, și bă, o gălăgie de bani. Băi, spicule, o gălăgie de bani. Bă, o gălăgie de bani. Dar nu-i totul de bani. Exact. Și am avut puterea să zic, nu, eu nu pot, fără echipă nu pot. Adică dacă vin toți, da, cu mare drag, dar eu singur nu există așa ceva. Și în 2014, când am plecat, m-am dus și m-am întâlnit cu Sorin Alexandrescu, cu toți băieții, am dat noroc cu el și am zis, hai că până la urmă, uite, vezi, am venit toți. Și e mai bine. Da, și a fost mai bine. Și a fost mai bine. Iar, sincer, din punctul meu de vedere, șef la cuțite, în momentul de față, e cel mai puternic și cea mai puternică chestie pe care noi am făcut-o vreodată, știi, noi trei. Da, și mai mare decât... Mult mai mare. Mult mai mare. Mult mai mare, și din, mult mai mare și din perspectiva asta a trăirii. A trăirii. Și da. Mi se pare că șef la cuțite o născut, o creat, nu, o stabilizat o industrie. Da, cumva. Bă, da, fără să dai... Deci fără... Sunt mulți acasă care... cărora li place să gătească. Sau sunt pasionați de asta. Da. Șef la cuțite, de fapt, te încurajează să vii, să-ți testezi limitele și să vezi dacă real îți place treaba asta. Și exact. Dacă poți să faci, da, asta. Și mai e o chestie că și celor care privesc le îmbunătățește cumva stilul de viață, pentru că din curiozitate tot ajungi să vrei să guști un Saint Jacques la un moment dat. Da. Sau vrei să guști și tu un foie gras. Da. Noi chiar am avut discuția asta la un moment dat între noi și ziceam, bă, dar voi ați văzut că după emisiunea culinară a început să rupă piețele de pește cu fructe de mare mai interesante, care sunt pentru toată lumea, nu numai... Înainte, într-adevăr, elita țării mâncau. Da, aveau, știi? Acces. Aveau acces la homar. Aveau acces la informații, că noi nici, da, măcar informația. Exact. Eu când am mâncat prima oară foie gras, nu știam ce e ăla. Zic, ce e asta? Exact. Eu când am ajuns prima oară în Cârciumă în 2002 și mi-a dat Ștefan, primul meu șef bucătar, mi-a dat un crevete în mână, mă uitam la el, ce, Doamne iartă-mi, da, 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 da. Ăsta e gândac, ce, Doamne iartă. Da, bă, și văzusem crevete doar în filme, știi? Da, da. Și primul crevete îl țin minte, nu o să-l iau niciodată. Mi l-a luat de pe plită, l-a strupit cu un pic de lime, un pic de sare și l-a mâncat și am fost, wow. Unde am trăit până acum? Da, da, mie mi se pare că emisiunea, șefii, au, deci, o crescut vânzările. Ce? Ce bine.
E bine, nu? Dar se aude, nu? Da, da, da. Poți să-l întorci și așa. Așa. Ai, o crescut vânzările și la restaurante. Da. O da naștere la mulți bucătari. Da. Eu, cea mai mare satisfacție a mea în toată povestea asta este că sunt mulți, bă, da, mulți, mulți copii care își doresc să devină bucătari. Da, asta zic că o stabilizat da. Industria. Da. Că era o industrie, dar cumva meseria asta se fură cel mai mult. Exact. Se fură. Sunt școli de bucătării la noi. Dar știi că bucătarii nu sunt de acord cu treaba asta? Adică bucătarii consideră, bucătarii din bucătarii, bucătarii din bucătării, așa, consideră că emisiunile culinare, în special Șef la cuțite, care eu numesc Șef la blicege, serio? Da, consideră că a adus un afront foarte mare bucătăriei și meseriei. Nu cred. E asta deci... consideră. Pentru că nu au perspectiva asta în care să vadă că clienții în cârciumi știu să ceară anumite lucruri din cauza da. Emisiunilor. Bucătari, copii care merg la școli de bucătari, care sunt puține. A, da, da, avem așa ceva. Avem, dar sunt puține, sunt extrem de puține. Mai ales în condițiile în care, băi, dacă vă uitați atent în Europa, mâna de lucru din restaurante este asigurată de români. Cei mai mulți bucătari în străinătate, majoritatea sunt români. Și majoritatea probabil n-au făcut școală de așa ceva. Și majoritatea sunt foarte buni. Atenție, da. Sunt foarte buni. Și sunt bucătari senzaționali și bucătari care se integrează mult mai ușor și se adaptează mult mai ușor față de alte naționalități, unde italianul e obișnuit, păi, să fie okay, șef. Și de ce consideră ei un afront? E un afront pentru ei, pentru că, vezi, Doamne, e o emisiune, nu e real, nu e... Băi, e o emisiune, un reality show real, în care oamenii sunt trecuți și puși în diferite ipostaze, până și noi trăim emisiunea asta pe pielea noastră îngrozitor. Da. Așa? Ai trăit cu noi acolo, ai văzut cum e. Da, mă, da. Ți-am da. Zis că în afara camerelor există riscul să ieșim, să ne luăm și la bătaie. Da, da, da. Ai da. Asistat la treaba da. Aia. Ții minte? Da. Da, mă, e... Adică... Eu n-am văzut nimic, adică n-am văzut nimic și aș spune, chiar dacă aș fi văzut ceva, dar n-am văzut nimic, ceva zici... A, deci asta e regizat, asta e da. Făcută pentru... Bă, n-am văzut nimic! N-am văzut! Real. Inclusiv Mona mi-a zis, când simți nevoia să te duci la ei, du-te. Exact, du-te, normal. Păi cum, du-te la televizor, nu, nu trebuie să ceri voie să... Reality. Nu, fă ce vrei tu. Exact, exact. Ei, și în momentul în care noi ajungem într-o fază de asta, băi, eu am rămas surprins de mulți oameni. Uite, în sezonul ăsta pe care îl filmăm acum, bă, bucătarii extraordinari de buni, dar bucătari profesioniști foarte buni care au probleme în a se adapta la condiții improvizație. Da, sau, și la condiții de stres. Condiții de stres, improvizație. Da, mă, dar cumva acolo, eu mai cred o treabă. Acolo vin oameni buni, da, care știu să gătească foarte bine, dar, bă, real, în viața reală, nu prea gătești nimeni în fața unei camere. Și cu atâția oameni și care te știi întreabă, da, ce, bă, nu știu. Da, mă, înțelegi? E adevărat. Și de asta că... te poți pierde. E adevărat, numai că... Camera la un moment dat dispare, nu mai vezi. Bă, depinde în de fiecare. Battle, în battle nu mai vezi. În battle nu mai vezi, nu, dar mai acum vezi depinde de adaptabilitate, de capabilitatea de a te adapta a fiecăruia. Presiunea e mai mare, timp contra cronometru, miză, să nu intru la duel, decât, stai că mă filmează și mă vede și mă... Dar la tine, de exemplu, care a fost cea mai mare problemă a ta cu care te-ai adaptat cel mai greu? La... TV. Ca așa cum ai zis tu, tu știi mai bine să gătești decât să fii om de televiziune. Cred că cea mai mare problemă, nu știu, eu nu cred că am avut o de-asta. Prima oară când am gătit filmat, într-adevăr am băut o sticlă de vin în 4 minute. Da? Da, pentru că am avut emoții de n-am știut de mine. Prima, înțelegi? Prima oară. Prima înțelegi? Oară. Și majoritatea, da, care vine acolo vin prima oară. Exact. Da, eu nu înțeleg prima, de unde, cum prima. Îi mai găsiți pe atâția oameni. Sunt mulți oameni care vor să vină și, bă, mulți, da, oameni care vor să apară și mulți oameni care au ce să demonstreze. Au mulți, mulți, foarte mulți au ce să demonstreze. Păi eu m-am întâlnit cu oameni, am fost la un shooting, chiar pentru, am fost la un shooting, așa, ca, unde fata care mă machia zice, mai știi când ne-am cunoscut? Unde? La Șefi.
Unde la șef ai fost? Nu, eu, a venit iubitul meu. A, zic, a, mai rău, deci tu ai stat cu mine la susținere. Da. Zic, păi și am vorbit cu tine sau ceva? Da. Eu țin minte, mă. Eu țin minte. Nu cred că nu țin minte fețe. Nu țin minte fețe. Și zic, și iubitul tău era operator. Nu cred! Cameramanul care a avut trac, frate. Da, da, tovarășul meu. E asistent de cameră, de fapt. Da. Da, și da, știu. Și el a fost în echipa unde am filmat spotul pentru Rockstar. Da, da. Și ea era și zic... Ai văzut ce super băiat e, mă, ăla? Da, mă, bă, super dar Caterin, eu zic... Super băiat ăla a avut trac în fața camerei, în fața camerei, în care lucrează. Și zic, bă, dă-mi o poză, dă-mi ceva, că, bă, nu te recunosc. Da. Și zic, am vorbit cu tine, te-am întrebat, zic, da. Că eu mai mult eram, băi, mă jur. Băi, eu cred că el acolo... nici a fost montat. N-a intrat, nici nu cred că a intrat în montaj. Nu știu. Nu cred că, eu nu l-am văzut, nu cred că a fost. Nu știu, că nu, eu nu mai țin minte, țin foarte, adică feții, sunt foarte puține feți pe care le țin minte din emisiunii, dar eu i-am zis, băi, eu real, nu, eu eram interesat de emisiuni, nu de, corect, știi, da, adică da, da. Eu chiar mă uitam la emisiuni și... Da, tu ai trăit emisiunea pe pielea ta acolo. Da, ei, și de multe ori dacă intram și întrebam pe oamenii de la susținere, eu întrebam de ei, și tu ce faci? Da, da, da. Și cu ce te ocupi? Și nu știu ce, că una era... Fata era în cabinetul din nu știu ce, în politică. Și zic, fac manevri, să fac de alea. Și îți dai seama că nu, aia o zis tot, știi? Și l-am dat după aia meu, după, eu am avut câteva zile și mi-a zis, bă, nu-i despre ei, mă. Nu-i mi-ai întrebat, întreabă-i de... Când noi ne uităm la televizor, după aia apar tu. Și tu ce ai mâncat astăzi? Adică nu are nicio treabă. În economia emisiunii, tu n-ai nicio treabă. E altă emisiune, e altceva. Exact. Și zic, ok, da, dar păi și atunci ce să... Da, nu, eu, pentru mine a fost ceva... Mi-a plăcut extraordinar de mult. Bă, da, când ai venit la degustare, ia stai mă așa, că cum mi-am să aminte. Ai venit la degustare? Da. Da? Când ai venit? Anul trecut, nu. Nu sezon. La ai asta specială? Ai fost la specială, la degustare. Din 1 decembrie. La jurizare, da. Ai văzut că umblă o memă cu tine pe net? Da. Bă, bă, ce ai vrut să zici de fapt? Nu mai, gustul ăla așa. E asemănător mâncării pe care adică, făcea mama. Discuția noastră, aia cu standardul de gust din amintirea din copilărie. Da, nu? Exact. Asta vreau neapărat să zic asta. Deci, asta am vrut eu să zic acolo, că gustul din farfurie asta l-am recunoscut din farfuria mamei. Dar eu eram atât de entuziasmat. Bă, ți-a dat shutdown creierul. Dar creierul a zis, stop, du-te bă, dracu, stia, că nu vreau, nu înțeleg unde vrei să ajungi. Dar tare. Da. Am râs și eu după aia. Da, aia au fost pe TV, mult, acum s-a viralizat. Da, s-a viralizat. Foarte tare. Da, nu, aia e Ratatouille, mă, fenomenul Ratatouille, practic. De care eu învățasem înainte să apară Ratatouille. Așa. Că atunci când gusti ceva, ți se formează un standard de gust. Da. Ăsta este cel mai bun. Da. Când gusti ceva pentru prima oară. Ăsta este standardul tău de gust pentru, să zicem, salată de icre. Așa. În momentul în care guști a doua oară, compari involuntar a doua salată de icre cu prima normal salată de icre, stabilești tu pentru tine care a fost mai bună, se înlocuiește dacă a fost mai bună a doua, se înlocuiește standardul de crezi gust. Crezi tu? Da. Nu, da. Eu nu cred. Ba da. Păi nu, fiat, scuz-mă, eu dacă beau... Când ești adult. Da, ca și copil, într-adevăr, rămâne. Păi, asta zic, eu, de exemplu, la mine gustul de cafea. Da. E ăla lui mama. Eu mereu, orice beau, dacă găsesc o asemănare cu ăla, mi-aduc aminte de ăla. Și atunci, dar pentru mine gustul... Acum de exemplu... iartă-mă că te întreb. Așa. Dacă gustul de cafea pe care îl bei tu și îți place, e gustul lui maică ta. Nu, de unde nu. Dracu făcea maică ta cafea Etiopia, mă, când aveai tu 12-14 ani? Dar n-are legătură. Nu, nu. Eu gustul ăla de cafea basic, așa? Îl am de la mama. Nu l-am... Adică eu zic, mama, asta nu e ca Etiopia. Păi aia zic, știi? Păi asta zic, păi da, dar nu mi l-am locuit. Ba da. Chiar dacă am băut cafele mult mai bune decât ce făcea mama. Exact, dar atunci de ce îți place Etiopia azi? Când place astăzi Etiopia. Bun, exact. Ceea ce înseamnă că ți se înlocuiește standardul de gust. Da, reperul l-am pe al lui mama. Reperul l-ai pe al lui maică ta, dar tu nu poți să compari. Că nu fiind atât de nebun încât să compari cafeaua la ibric făcută de maică ta acum 20 de ani. Da. Cu cafeaua pe care tu o bei astăzi și tu bei cafea Etiopia cu gândul că mamă ce bună era cafeaua lui mama. Nu, dar zic, uite, de exemplu, când am băut asta de la Luac. Așa. Mi-am adus aminte direct de mama, zic, păi asta da, e cafeaua aia, exact, old school. Da.
Da, uite, eu nu pot să beau din aia, cu toate că și eu primele mele cafele pe care le furam de pe masă erau alea cu zață în ele. Da, exact, da. Dar eu vreau zic că nu se înlocuiești gustul ăsta. Bă, ba da, l-înlocuiești. Crede-mă că l-înlocuiești. Băi, eu am mâncat un pește. Așa. În Seychelles, îmi plouă în gură. Văd, un red snapper. Așa. Un red snapper și am luat un black... Cod. Cod. Așa. Black cod era? Da, black cod. Aia zic, black e cod. Da, black cod. Boss. Adică era... Și erau făcute de niște femei, da? Niște localnici, într-o bucătărie în spatele casei. Adică ceva foarte rudimentar. Ok. Bă, băiatul. Eu n-am mâncat niciodată peștele. N-arăta farfurie, adică era fix, da, la țară, cum așa, îți face... Și ce era? Așa, bă, special. Nu știu, era atât de aromat, atât de făcut, cu tot felul de condimente, cu usturoi, cu tot felul, toate buruienile, toate alea. Bă, ceva extraordinar. E, eu nu cred că o să mai mănânc, sau o să prea mănânc curând, zic. Bă, dar gustul ăla mi-a rămas în cap și toată vacanța, după aia și în Bali și peste tot, m-am dus să mănânc pește de la... Și n-am mai... Am găsit red snapper, m-am dus într-o piață, o să vezi, m-am dus în piață, am cumpărat 3 homari, 1 kg de creveți, 1 kg de calamari, așa, 2 red snapper. Și ce ai făcut? I-am luat în pungă și m-am dus la un restaurant și zic, păi, să-mi facă și mie ăștia. Și ți-a făcut? Da. Ok. Bă, luați din gârlă. Da, da, da. De atunci, bă, ce... Foarte bun. Dar red snapper-ul nu era ca ăla. Păi da, mă, fii atent. E o chestie, se simte cel mai bine la vin, treaba asta. În momentul în care, hai să nu zicem se aliniază planetele, știi, dar în momentul în care se aliniază mai multe lucruri, atitudinea ta, temperatura de afară, vizual ce vezi, compania, calitatea bună a unui produs. În momentul în care toate astea apar, starea ta de spirit, așa, ți se schimbă gustul. Ți se schimbă gustul. Băi, masa este, da, masa este mai bună. E o poveste, în jur. În momentul în care te duci să vrei să repeți aceeași, nu mai e. E alta. E altă experiență. Nu e aceeași. E altă experiență. Deci tu o asta zici e exact că... la vin. Ah, eu okay. Am, da, eu exact asta am trăit cu vinul. Eu în 2002, când am lucram pe $100 pe lună, îmi vine la un moment dat șeful de sală, Ștefan Defta, vine și îmi zice, băi Piticule, mie se spunea Piticule, era cel mai mic dintre toți, băi Piticule, ia vină un coace. Și mi-a întinde un balon de vin roșu cu soare, vin soare în el. Ai auzit de soare? Nu. E un vin românesc, făcut doar din strugurii care cresc pe coama dealului, bătuți de soare, non-stop. Și mi-a întinde paharul ăsta de vin. Ce salariu ai? $100. Sticla asta e 150. Opa. Românesc, da? Și gust. O vindeau cu $150. Și gust. Băi, am zis, s-a venit din... De la vinuri luate de la supermarket. De fapt, nici măcar supermarket, de la butic. Că nu era supermarketul în perioada aia. Da. Vinul luat de la butic. Vinul de la tătaie de la țară. De la când țară. Ajungeai la o sticlă din asta îmbuteliată ca lumea, cu enolog în spate, cu așa, și, băi, e ca și când te-ai fi urcat din Trabant în Mercedes, din prima, așa, știi? Cam aia a fost senzația. Și am ținut minte vinul. Și mi s-a întipărit în minte standardul de gust. N-a mai fost la fel după aia. A, când l-ai mai băut următoarea dată. Înțelegi? Da. Când am încercat să-mi permit să-mi iau o sticlă de vin din asta la restaurant, bă, bună, zic, foarte bună. Dar nu ca prima oară. Dar nu ca prima oară. Pentru că era toată povestea, știi? Adică... Tu care nu-ți permiteai... Sub autoritate, tu, da, exact. Da, a fost o nebunie din asta în care, mamă, cum e ăsta, ești, eu vreodată am ajuns să-mi iau... Bă, bun! Da, ăla a fost atunci. Impactul. Înțelegi? Cam aici e și asta. Când ai prima oară de treaba asta, ți se setează un standard pe care e greu să-l depășești fără toată nebunia din jur. Okay. Pentru că o să observi o chestie. Dacă te duci la restaurantele Michelin din străinătate, că în România nu. N-avem niciunul? Nu. Dacă te duci în restaurantele Michelin... Dezamăgit nu. Un pic. Nu sunt dezamăgit. Nu, e o chestie de educație. Mult timp. Va mai dura până vom ajunge acolo.
te duci la restaurante Michelin, o să vezi că nu mai e vorba de, doar despre mâncare. Da. Nu e doar despre mâncare. E un pachet întreg. E o asta experiență vreau, uite, cu vreau totul. Să le explici oamenilor, țineți ideea asta, da? ce înseamnă un restaurant Michelin. Că poate mulți dintre oamenii au auzit, dar n-au experimentat. Eu nu știu dacă am fost vreodată într-un restaurant cu stele Michelin. Poate ai fost din greșeală, fără să știi, dar... Ăla din Dubai, Buddha, ăla e cu Michelin? Nu știu, n-am auzit. Nu știu Crăciun. Mă rog, am fost unul. Nu știu Crăciun de Dubai. Adică, eu n-am fost niciodată în Dubai. Prin experiența ta, știu sigur, nu o să ajung niciodată în Dubai. De ce? Hai mă, frate, e exagerat de scumpă. Nu pot. E scump, da. Decât să mă duc în Dubai să cheltui bani, ăștia prefer să mă dar duc în Tokyo. Dar depinde de perioadă, e scump. Prefer depinde... să mă duc la Tokyo să cheltui aceiași bani. Și am da, ce dar e altă experiență. E altă experiență, mult mai profundă pentru mine. Nu, Dubaiul ăsta e bun că e zbor direct, 4 ore, e cald mai tot timpul, e civilizată, e safe, cam de asta stui. Înțeleg, înțeleg. Nu, pentru mine e ultimul loc, adică. Și pentru mine. În momentul în care ajung într-un loc în care totul este marketat la modul expensive, luxury, glam și așa, știu că eu unul, de ce aș munci un an întreg, știi? Să-mi da. Pun bani deoparte, să sparg te duci acolo. Atâția da. Bani odată, mi se pare incredibil. Da, dar la tine e ori 4. Mai ales. Păi, e altceva, la mine e ori 2. Mai ales. Deci la mine e la jumătate preț. Față, da. Da, da. Înțelegi? E, ziceam de Michelin, nu? Da. La pachetele la pachetul de experiență Michelin te înscrii ca la teatru. Te duci acolo, te așezi la masă. Masa este așezată perfect. Adică poziția ta la masa respectivă este confortabilă. E perfect confortabilă. E cum să zic eu, costumele alea suit to measure, știi? Da, 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 customiz pe tine, da. Pe tine, făcute, da. Făcut. Și încep să vină mâncărurile. Mâncărurile nu te gândi că... Doar fine dining? M-am mâncat la o stea Michelin, cum mănânc eu acasă duminica, cum gătim noi acasă duminica. Genial, super curat, am mâncat 6 coșuri de pâine cu unt, adică a fost o demență. Mort. Genial. E un restaurant pe care recomand tuturor care merg la Paris să încerce mâncarea franțuzească clasică la Poulet au Pot. Genial, o stea Michelin, Jean-François Fitch. Da, sunt cu mai multe stele Michelin? O stea, 2 stele, 3 stele și Bibo, mi se pare. Adică e un fel de... La final să-mi zici care e diferența. Diferența este foarte mare, pentru că ajungi la de la o stea la 3. E foarte ușor să obții o stea, e foarte greu să o păstrezi. E foarte greu să obții a doua stea și este imposibil să o păstrezi, dacă nu... Așa? Așa. Iar 3 stele sunt pentru zei. Sunt zei. Acolo mănâncă Dumnezeu. Acolo vine el să pune și să mănânc. Vreau ceva. 3 stele Michelin, să zicem așa, e ca la teatru, mă. E ca la teatru. Treci de la teatru de păpuși până la... Adică teatru de păpuși însemnând o cârciumă de cartier, te duci până okay. la Faust. 200 de persoane pe scenă. Cam aia e povestea. Adică e... Grand... Ai mâncat la 3 stele? La 3 stele... N-am mâncat la 3 stele, am mâncat la 2 stele. Și oricum e ceva... Nu, ok, și te pui la masă și îți vine mâncarea. Și îți vine mâncarea. În momentul în care începe să-ți vină mâncarea, trebuie să ciulești urechile la ospătar. Pentru că mâncarea la stele, unu, ține de tehnică, cum e gătită, ține de mediu înconjurător, de ambient, distanța între bucătărie și baia clienților, adică sunt niște targeturi din astea foarte simple. Serviciul e important. Felul în care ești servit, felul în care ți se vorbește, felul în care te primește cărciuma respectivă. Dar e o treabă unde bucătarul nu mai gătește 100%. Adică nu mai e... Mai pune el mâna. Ba da, el pune mâna, dar nu e cel mai important. Cel mai important este achiziția. De unde cumperi marfă? Ok, face sens. Da. Dacă tu vrei să faci un sos de roșii, tu poți să faci un sos de roșii cu roșii luate din piață de la mamaie, poți să faci un sos de roșii cu roșii luate din supermarket. Bun, care așa. Așa, poți să faci un sos de roșii cu roșii bio. Da. Sau poți să faci sos de roșii cu roșii crescute de unul care de 7 generații crește roșii pentru restaurantele Michelin. Opa! Ăla, în momentul în care vinde o roșie, că asta încerc să-i explic și Cristinei de foarte multe ori, ăla, furnizorii pentru restaurantele de genul ăsta
cresc diferit la cel mai înalt nivel ingredientele pe care le au. Vitele, porcii, rațele, tot ce se adună, peștele și așa, sunt ce e mai bun în piață la momentul respectiv. Ah, ok. Deci tu înainte să te apuci să gătești, în primul rând trebuie să știi... faci furnizori. Exact. Tu înainte să te apuci să gătești, trebuie să știi de unde cumperi și ce cumperi. În momentul în care știi de unde cumperi și ce cumperi, trebuie să știi să-ți organizezi bucătăria în așa fel încât tu să poți să gătești felurile alea de mâncare care să arate într-un mare fel. Sunt mulți oameni care se zic, bă, ce urâtă e mâncarea pe la noi. Carnitura în stânga, carnea în dreapta, sosul separat și o ikebana. Stai un pic. Înseamnă că bucătăria aia lucrează doi bucătari cel mult. Aha. Într-o bucătărie de Michelin sunt 40, 50, 60 de bucătari care hrănesc 30 de persoane. Bă, așa exact. Mulți da, sunt? Se întâmplă și fenomene de genul ăsta. Restaurantele Michelin, de regulă, sunt susținute de alte business-uri. Adică, pentru un restaurant Michelin este foarte greu să fie profitabil, să se autosusțină. Și atunci sunt restaurante de etichetă pentru alte restaurante care fac bani. Ah, ok. Înțelegi? Cam asta okay. Se întâmplă. Aleno, de exemplu, Yannick Aleno, este un bucătar foarte mare. În momentul de față, în principiu, e primul după Alain Ducasse. Alain Ducasse este cel mai puternic bucătar din lume în momentul de față, cu cele mai multe restaurante stelate, cu cea mai tare companie de restauratori, de bucătari, de tot ce vrei tu. Se împrăștie prin toată lumea. Caviar ia de un... își face caviarul lui în China, adică are niște... știi? Aha. Bun. Și omul e o putere, o forță mondială. Chiar și Ramsay e o forță mondială, dincolo de imaginea de TV. Marketing, da, și așa. Așa, restaurante multe, Michelin, stelate. Am văzut și eu în Vegas, am văzut. Ce se întâmplă cu băieții ăștia? Băieții ăștia sunt practic, au o bază de companie, au o companie, ei sunt o corporație deja, ei vând de la cărți de bucate, la ore de lecții de bucătărie, la consultanțe, la meniuri, la... ei vând de toate. Ei, în momentul în care au ajuns la nivelul la care au ajuns prin intermediul Michelin, ei au primit o oarecare putere pe care o pot exercita. Și ei o exercită cumva într-un scop pozitiv pentru domeniu. Aha. Toți își doresc să ajungă ca Ducasse, toți își doresc să ajungă să lucreze în brigada lui Ducasse. Înainte Franța era împărțită în două, mi-a povestit Sam de la Loft. Brigada lui Ducasse și brigada lui Robuchon. Ha? Ăștia doi erau zei. Robuchon a murit, din păcate. Și a rămas Ducasse. E bătrân? Ducasse? Da, e bătrân. Nu știu dacă mai gătește, dar în schimb eu am avut onoarea la TIFF să gătesc pentru un documentar viața lui Ducasse, unde exact asta am văzut. Experiența Michelin, cum se construiește. Te așezi la masă, vezi până unde vine fața de masă, până unde vine masa, dacă ți este bine, dacă ți este confortabil, dacă poziția picioarelor e bună, dacă sacoul unde a fost lăsat este bine. Știi, adică toată nebunia asta. După aia când apare mâncarea, vine ospătarul și începe. Aici v-am adus un nunt frecat nu știu de care, făcut de nu știu cine, în laptele crescut, laptele cules de la oi, care au mâncat bla bla bla. Da. Știi? Deci marketing. Nu, marketing ar fi urât, să zicem, e peiorativ. În povestea asta ar deveni peiorativ cu domnul marketing, pentru că ar însemna că umflăm mai mult. Nu, e real. Adică e real, numai că tu trebuie să apreciezi ceea ce îți explică ăla și gustul. Da, dar marketingul nu înseamnă că umfli ceva, ci faci cunoscută și promovezi povestea ca să poți vinde mâncarea. Da, marketing atunci, marketing. E, și în momentul în care începi tu să faci pâinea aia cu unt așa și bagi în gură, tu trebuie să începi să-ți imaginezi ce zice ăla, înțelegi? Și, bă, da, parcă e bună. Înțelegi? După aia ți apare foie grau nu știu cum, gătit nu știu cum, cu tot felul de jeleuri, cu tot felul de... Și acolo începe ușor să dezvolte experiența gastronomică care se pune se așează pe masă într-o anumită ordine care să te ducă să ai o trăire ca la teatru, ca la muzică, un concert. Păi da, dar în genul ăsta de restaurante, da, te duci, nu te duci când ți-e foame. Nu, te duci ca experiență. Ca experiență. Și bă, ce facem azi? Mergem la teatru? Nu, mă, hai să mergem la un restaurant de stele Michelin. Exact. Asta e experiența. Okay. Eu asta am zis întotdeauna, băi, dăm două ore din viața ta. Așa. Ca să... Știi? Și te fac să
să înțelegi experiența mâncării. Știi? Experiența cinei. Dăm 2 ore din viața ta. Atât. În momentul în care ajungi la 2 ore din viața unui om, să-l treci prin mai multe etape, poți să, și aici e mișto, că poți să te joci amintiri din copilărie, poți să te joci cu anumite perioade, perioada comunistă, de exemplu. Sunt băieți care fac șnițel din parizer și, adică, se pot întâmpla foarte multe chestii. Ai, poți juca pe zone. Aici gătim maramureșenește, gătim cantulcea, gătim ca la Mangalia, gătim ca la... Știi? Adică te poți juca foarte mult, pentru că asta fac și eu acolo. Ei sunt foarte creativi. Ei transformă, practic, arta, să spunem... Nu, transformă mâncatul într-o artă și într-o experiență. Da, da, într-o experiență. Ce tare! Experiența culinară. Eu am fost șocat, uite, eu spun sincer, eu când am mers cu Cristina la Răbușon... Scump? Nu. Am dat... Nu, 200 de euro. 250 de euro mâncarea. Bine, n-am băut vin, e adevărat. Te duci la Cârciumi în București și dai 300 de euro, 400 da. De euro în două persoane. Păi nu, pentru stele Michelin și așa, 250 nu-i mult. Asta spun. M-am așezat la masă, a venit un ospătar japonez, a vorbit cu mine în engleză, cu masa de lângă mine erau italieni, a vorbit cu ei în italiană, cu masa din dreapta în germană, cu ăia, cu ospătarii în franceză, mine în engleză, el japonez. Deci din start omul m-a câștigat la modul... Știi. Smart guy. Da? Știi, joacă. Și el a început să-mi povestească meniu. Tot ce spunea era faimosul piure de cartofi al lui Răbușon, faimosul porumbel umplut cu foie gras, faimosul nu știu ce cu nu știu cum, faimosul... Totul era la superlativ. Superlativ. Și eu zic, ok, eu vreau un meniu de degustare. În momentul în care a venit meniu de degustare, băi frățică, mie mi-a stins lumina Saint-Jacques, piure de țelină, spumă de trufe. Ce poate să aibă Saint-Jacques ăsta ce atât de special față de un Saint-Jacques normal? Chestiile pe care le pui, pe care exact. Le pui pe lângă. Combinația de gust extra. Și prospețina Saint-Jacques-ului, clar. Prospețina Saint-Jacques-ului, dar și tot ce pui pe lângă. Combinația de gust extraordinară. M-a rupt, m-a terminat. Foie gras, latigaie cu un măr rulat, ținut în sfeclă. Sos de mere, sfeclă. Da, 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 sos de mere verzi. Sos de mere verzi, n-am auzit în viața. O demență. Băi, bro, o demență. Foie gras prăjit perfect. Bă, perfect. Așa o grosia. Ce era genia în plongă. Ok, care e diferența de la o stea la 3 stele? Ce trebuie să îndeplinești mai mult decât atât? De la o stea mi se pare că e... Ajungi la perfecțiune, mă. Tu ajungi etichetă, perfecțiune. Doar că să înțelegeți un lucru. Stelele Michelin vin la pachet cu... Vin la pachet cu o responsabilitate atât de mare încât anulează greșeala umană. Tu nu mai ai voie să mai greșești. Niciodată? Nu. Și în momentul în care nu mai ai voie să mai greșești, tu nu mai ești om. Ah, ok. Înțelegi? Tu devii robot. Devii... ce-mi e fast food standardizat? Ah, ok. Știi? Ce-mi e restaurantul cu 3 stele Michelin? Presiunea e mai mare la 3 stele Michelin, pentru că pot pierde. Așa. Înțelegi? Da. Presiunea e mai mare la 3 stele Michelin, pentru că își pot pierde steaua. Presiunea e mai mare că își pot pierde, că își pot pierde eticheta. Presiunea e mai mare că e mai scump. Dar în principiu e cam același lucru. Eu am niște standarde pe care trebuie să mi le respect. Dacă eu am gătit 10% sub aia, inspectorul mi-a stea. Băi, și a fost un bucătar mare de tot Elveția care s-a sinucis pe treaba asta. Au ajuns bucătari mari astăzi care refuză stelele. Serios? Da, da. Că nu le pot duce. Nu că nu le pot duce, pentru că li se pare că s-a ajuns la un nivel de etichetă foarte învechit, unde nu le mai permite să mai gătească cum simt ei. De exemplu, Noma, nu știu dacă și-au luat stele Michelin până la urmă, Noma din Copenhaga nu avea stele Michelin. Și era cel mai bun restaurant din lume fără stele Michelin. A, deci e și la alegerea ta cumva. Nu e la alegerea ta. E... Păi nu, adică dacă tu îndeplinești condițiile alea, poți să zici, bă, da, mă, vreau te bagă, sau nu vreau. Ei te bagă în ghid. Ei te bagă în ghid. Că practic ghidul ăsta ce e? Ghidul Michelin a fost inventat la început de 1900 de băieții care fac cauciucuri pentru a-și vinde cauciucurile, în ideea în care pleci cu mașina din punctul A până în punctul B, pe drum găsești 4 locante unde poți să mănânci.
Ah, okay. Asta e bun, asta e interesant, asta e genial. Și la o stea la 3 stele sunt... 3 stele mi se pare că era definit la modul merită să te abazi de la drum. Ah, ok. Înțelegi? Că e mâncarea bună acolo, da, și... Da, mâncarea bună, merită să te abazi de la drum. Ah, ce tare. Înțelegi? Ca și Guinness World Record Book. E făcut tot de Guinness. Da, da, ăia măcar... Nu, nu dintr-o joacă. Dintr-o joacă, ăștia numai că ăștia nu au făcut-o dintr-o joacă, și au făcut-o dintr-o modalitate. O nevoie. De a ajuta pe cei care conduc mașina din punctul A până în punctul B, unde să se oprească să mănânce. Înainte erau hanuri. Da. Și din începutul hanuri... 1900 au început să apară restaurantele cu meniuri. Înțelegi? Aha. Și ăștia le-au clasificat cumva. Aha. Mâncarea din 1900 și ceva, nu știu, 20, nu mai știu când a fost primul ghid, până astăzi, ce mâncai la 3 stele Michelin atunci, acum 100 de ani, versus ce mănânci astăzi la 3 stele Michelin, e exact aceeași diferență pe care o poți vedea la cinematografie. Filmul, cel mai bun film din 1920, imagine, calitate, joc, tot, versus cel mai bun film la 2022. Okay. Cam aia e diferența. E science fiction azi. A, da? Da. Deci tu îți dai seama în 1900 așa ce mâncare mâncai la 3 stele Michelin? Mâncai regii. Nu, regii mâncau. Da, da, da. Regii. În alea, bă, exact. E masă. Da, da, mâncarea înainte arăta total diferit. Salata era cea mai nesănătoasă chestie pe care puteai să mănânci. Jur. Atunci, jur. Da? Da, da, da. Deci eu țin minte, chestie la școala de bucătari, mi-arătau ăștia. Ne-arătau filmulețe cu bucătăria veche, anii 60-70. Salata ce însemna? Însemna un bol în care aveai niște legume cu verdeață multă și deasupra puneai două polonice de maioneză cu ceva. Aia era salata. Aia era salata, frate. Ma. Înțelegi? Adică salata de bef, salata la rus, alea erau salatele. Înțelegi? Ce tare ești. Da. Bă, dacă te istorie de asta știi, bă. Mi se pare extraordinar. Pe istoria culinară trebuie să o afli cumva. Dar tu ai învățat asta undeva? Ai fost la o școală de așa ceva? Școală, am învățat la școală și am citit mult. Ai făcut școală separat. De bucătari? Am făcut școală de bucătari. Ca să pot să fac... Pe da, mă, ca să pot să mă angajez, da, trebuia să am școală de bucătari. Dar eu făceam școală de bucătari, în și-l bucnici asta, parcă. În 2004, când am făcut eu școală de bucătari, lucram în două restaurante, o zi acolo, o zi acolo. Și de multe ori, când ajungeam la școală, că era dimineața, adormeam la ore. Și doamna Berechet, care și jurizează finalele la noi la Șef la Cuțite, s-a uitat o dată la mine și mi-a zis, ținite, avem tot așa geacă de plugi, albastră, miroseamă tutun și a alcool. Așa. Venit de la, cum să zic, noi ce făceam? Noi dacă munceam mult, și după ce terminam munca, ne duceam într-o cârciumă lângă și beam pe acolo, beam o bere, două, da. Știi, să te ne povești. Și miroseam alcool și a tutun și îmi zice, tu niciodată nu o să ajungi bucătar. Na, doamna Berechet. Păi nu, că știe, am discutat asta. Și sunt singurul care a rămas bucătar. De fapt nu, doi înși am rămas bucătar din toată grupa aia. Ah, ok. Deci ea zicea la toți, bă, două, mai sunt și excepții, dar eu vă zic... Tu nu o să ajungi bucătar. Da. Iar așa, în fapt, eu cu încă unul am rămas singur în domeniu. Eu mă bucur foarte mult că tu ești primul șef care a venit aici. Până acum n-au mai fost șefi. Păi ce mă, n-a și tu n-a vrut să vină? A, nu, o fost ai, dar n-am filmat. O trecut pe la mine. Așa. Dar n-a venit la mine. O venit la Ada să înveți să cânte la chitară. Și o coborâși până la mine, dar nu a filmat. Scărlătescu a zis că vrea și el. Păi să... Păi pagă-l, mă, și-a deschis acum cârciumă, poate da, mi-a muți zis. Asta. Mi-a zis, dar n-am cum. Are un perete instagramabil. Are un perete, dar eu trebuie să vin cu toată șandramaua asta, cu toate luminile, cu toate... Nu e așa, nu-i hai, bă, că nu-i ca la mâncare. A, mă, că pun eu acolo ceaiul ăla, să fac ceaiul. Îți mulțumesc foarte frumos. Uite, fix asta vreau să te întreb, cât mai stăm? Atât. Atât, perfect. Avem peste oră 25. Și se uită lumea la chestia asta. Bă, să uită, bă. Se uită sau ascultă? Că aici... Și. Cred că mai mulți o ascultă. Okay. Cred, adică nu știu, să-mi lăsați în comentarii. Cred că mai mulți o ascultă. E genul ăla, îi dai play și mai faci treabă prin casă și auzi... Am înțeles. Dacă nu trebuie să vezi, că cadrul e același... Auzindu-se foarte bine, ai impresia că ești acolo.
Înțeles. Asta e tare. Uite, vezi și am... Ia să sune pe bugni și să văd când dă episodul. Nu mi-am folosit vocea de radio. Treaba asta cu vocii de radio ți-o dă când ai căști. Când ai căștile și te auzi aici. Da. Știi? Îți vine să... Ei, ce faceți? Bine, uite, mă duc până la școală. Trebuie să plec. Vă mulțumim foarte frumos că ați stat o oră, aproape o oră jumate cu noi. Mulțumesc Rockstar, mulțumesc Beciu Domnesc. Bă, era să uit, cadou. Să rămână, băierule. Să mă suni. Te sun. Dacă e foarte bun. Uite, vezi, ritual de servire. Adică? Tu... Ritual... Păi eu n-am folosit niciun ritual. Scrie aici, mă, ritual de servire. Și cum trebuie să te servesc? Păi citește și tu pe el. Păi eu am citit, dar cum? Se recomandă a fi... Ah, ăsta e ritualul. Da. 5 pahare dintr-o sticlă, da. Se recomandă a fi servit la 10-12 grade, a se păstra la frigider, exact, timp cel puțin 30 de minute. Și asocier culinare, tot. Frumos. Să-mi zici dacă îți place. Mie îmi place foarte mult. Ok, mulțumesc. Și vă mulțumesc și vouă să aveți o săptămână cu multă energie și multă baftă și spor la gătit. Bă, ce mi-a plăcut! Au! Ce mi-a plăcut, bă!